În 1871, în munții de la nord-est de Tucson, a fost construit Camp Grant, o tabără militară, al cărei comandant era locotenentul Whitman. Acesta a încercat să se împrietenească cu indienii apași. La un moment dat, cinci femei în vârstă, cinci indience, au venit să caute un băiat pe care se pare că îl arestaseră americanii, și locotenentul le-a tratat cu mult respect, le-a oferit adăpost, hrană. Femeile au fost atât de bine primite, încât când au mers înapoi acasă în munți, le-au povestit celorlalți din trib. Și așa se face că din ce în ce mai mulți au venit la Camp Grant, din ce în ce mai mulți apași au coborât din munți și au început să facă schimb sau să ceară să fie ajutați cu făină și carne și tot felul de produse. Locotenentul i-a îndemnat să se stabilească undeva la vreo 10 km de Camp Grant înspre munte, deci campul este în vest, aproape de o șosea statală. I-a îndemnat să se stabilească aici, pe valea aceasta, și să cultive produse, să taie iarba, să vândă fânul sau să ofere fânul soldaților din camp și să primească în schimb tot felul de alimente. Locotenentul știa că pacea aceasta nu va dura prea mult pentru că fermierii americani și fermierii mexicani americani erau îngrijorați de faptul că o pace cu indienii, cu apașii, va însemna scăderea fondurilor de război și scăderea fondurilor pentru produse și pentru tot felul de provizii din partea guvernului. Așa că de foarte multe ori fermierii americani îi atacau pe apași, nu neapărat aici în tabăra aceasta, dar oriunde întâlneau apași, îi atacau și încercau să-i instige la război. În felul acesta s-ar fi bucurat în continuare Arizona, în special și partea aceasta de sud-est a Arizonei, s-ar fi bucurat în continuare de provizii și fonduri din partea guvernului american. Pentru a stabili odată pentru totdeauna cine este șeful aici în zonă, câțiva fermieri americani, ajutați de undeva la vreo 50 de mexicani și vreo 100 de indieni din tribul Tohono O'odham, au venit într-o duminică dimineața și au atacat această tabără de apași. Erau doar 8 bărbați în tabără, restul bărbaților erau la vânătoare în munți. În schimb, erau 140 de femei și copii și toți au fost omorâți. Indienii Tohono O'odham au fost cei care au pornit la masacru. Americanii și mexicanii au stat deoparte și pe cei care încercau să fugă îi ucideau. 144 de morți, un masacru pentru care președintele Grant de atunci a zis: dacă nu se găsesc vinovați, o să pun Arizona sub lege marțială. A fost un simulacru de proces în Tucson câteva luni mai târziu, prin octombrie 1871, însă în 15 minute vinovații s-a discutat despre câte neajunsuri aduc apașii și faptul că distrug recoltele fermierilor americani, și în 15 minute
s-a stabilit că nimeni n-a fost vinovat pentru acest masacru. A fost un masacru despre care astăzi lumea știe mult prea puțin sau a uitat aproape de tot. Nici măcar cei din Arizona nu știu prea multe despre acest loc, însă a rămas ca un exemplu al relațiilor aproape întotdeauna conflictuale dintre americani, mexicani și indieni, în zona aceasta, în special indienii apași. Locul se numește Aravaipa Farms. Aravaipa era tribul de apași Aravaipa, care au trăit aici, în acest camp, pe care un tânăr locotenent pe nume Whitman a încercat să-l creeze într-o relație de pace, dar pe care fermierii americani, de data aceasta albi și mexicani, l-au distrus și au distrus viețile atâtor oamenilor.